Accidentul a avut loc în a doua zi de Crăciun pe strada Calea Severinului din Târgu Jiu. Șoferița nu a adaptat viteza la condițiile de drum și a pierdut controlul volanului, intrând violent cu mașina într-un stâlp de electricitate. În urma impactului, stâlpul de înaltă tensiune a căzut pe partea carosabilă, iar tânăra de 25 de ani a rămas încarcerată. Din primele cercetări efectuate de polițiști la fața locului, a reieșit faptul că o tânără de 25 de ani din comuna Bălești, în timp ce conducea un autoturism pe raza localității, nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum, ar fi pierdut controlul volanului și intrat în coliziune cu un stâlp de electricitate. Tânăra a suferit leziuni și a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, iar polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Pompierii ajunși la fața locului au reușit să o scoată pe aceasta dintre fiarele contorsionate ale mașinii. Inspectoratul pentru situații de urgență Gorj a fost solicitat să intervină la un accident rutier produs în municipiul Târgu Jiu, strada Calea Severinului. La fața locului s-a deplasat un echipaj pentru descarcerare din cadrul detașamentului de pompieri Târgu Jiu, precum și o ambulanță din cadrul serviciului de ambulanță județean Gorj, care au constatat că în urma impactului unui autoturism cu un stâlp a rezultat o victimă de sex feminin în vârstă de 25 de ani. Aceasta a fost preluată de către echipajul SMUR și transportată la unitatea de primiri urgențe a spitalului din Târgu Jiu. Traficul a fost blocat minute bune, iar circulația în zona a fost deviată pe un alt tronson. Din fericire, chiar dacă impactul a fost unul extrem de violent, șoferița a fost rănită ușor. Ea s-a ales cu dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.